că mergem la SH astăzi, să vedem dacă o să găsim ceva drăguț. O să vă fac aici haul pe YouTube în cazul în care o să găsesc ceva. Prefer să merg acolo pentru că în mall găsești un articol, să zicem, la 150-200 de lei. E, în SH la 150-200 de lei îți iei vreo chiar 5-6 articole și tot de brand, adică găsești Zara, Bershka, Stradivarius, Shane, tot, dar la prețuri mult mai bune, găsești chiar și lucruri noi, cel puțin la SH-ul la care am mai fost eu. N-am mai fost de mult. Vede bine? Ți-ai găsit ceva? Și mi-am luat o bluză, am dat 3 lei pe ea și mergem la următorul să vedem dacă mai găsim ceva. Suntem fix în centrul Ploieștiului. Nu este hotărâtă pe care să-l ia. Ia prezintă-ne ce e acolo. Ăsta. Așa. Și ăsta. Și nu știu pe care să-l iei? Ce care îți place mai mult? Amândouă. Asta se dă așa și asta e pus și sunt așa. Păi... Am obosit. Aștept să mergem o dată acasă. Sora mea încă caută. V-ați plictisit? Puțin. Da. Vezi că îmi cad lucrurile din geantă. Simt că am stat o viață în SH-ul ăsta, nu știu de ce. Și acum că m-am întors acasă, în sfârșit, facem un haul cu ce mi-am luat de 150 de lei de la Humana. După cum vă spuneam, găsiți articole foarte bune la anumite magazine, SH, nu la toate, adică în general merg în Humana și cam atât. Și de data asta am mai fost într-unul, dar mi-am găsit o singură bluză. Aici găsesc și articole noi și avem așa, o să le și probez. Acum nu am ținuta pregătită, dar înțelegeți voi, asta este de 29 de lei, 29 de lei am dat pe ea. De fapt, cred că am dat 20, că era orice articol cu 20 de lei. Pe bluzița asta am dat 3 lei și îmi place super mult materialul. Probabil nouă aș fi dat undeva la 50-60, poate chiar. Drăguță. Am luat acest fular care a costat 25 de lei, practic 20, pentru că era fiecare articol. Maxim 20 de lei. Ia să vedem cum vine. Da, eu zic că vine bine. O draperie, pentru că la un moment dat mi-am găsit o draperie din asta simplă, nu știu, îmi doresc ca în casă să fie totul cât mai simplu. 20 de lei, ea era la 36 de lei și mai am anumite locuri în care vreau să-mi pun draperie și prefer una simplă. Și bineînțeles, aici dacă am găsit-o la prețul ăsta, am zis că e foarte bine. Bun. Mi-am mai luat această cravată pentru anumite ținute. Nu se potrivește cu bluza asta, știu, dar văd la ce o să o pun, probabil la o cămașă ceva. Asta a costat 12 lei. Am mai luat acești pantaloni care au costat 15 lei, sunt H&M și au un material super, super lejer. Avem acest hanorac care a costat tot 15 lei, parcă este pufos, este roz, îmi place mult rozul ăsta. Pe asta am dat 19 lei. Chiar dacă e mai colorată, pur și simplu chiar îmi place. Este foarte calitativă. Mai luat bluzița asta, care îmi place foarte mult. Este de pe Shane, practic. De pe Shane de la SH. Chiar voiam o bluză să fie așa pe gât, să fie așa de iarnă și așa călduroasă. Asta cred că a costat tot undeva la 19 lei. Cam așa. Sunt puțin diferit, sunt evaza, sunt puțin scurs, dar mi-au plăcut chiar dacă au fost scurs. Cu toate că mi-aș fi dorit să fie puțin mai lungi. Au buzunarele astea în față și la spate. Avem, nu știu dacă se vede, cred că se vede, această curea H&M. Îmi place maxim, uitația asta de... Am obosit, nu mai pot, nu știu exact cât am stat în oraș, deja s-a făcut seara și eu încă nu m-am apucat să fac albume, am câteva albume de făcut, practic am și de lucru astăzi. Am ajuns să fiu acasă, pregătesc hainele să le duc la baie să le spăl. Ca să lucrăm frumos și corect, bineînțeles ne punem telenovela pe fundal și ca să fie o atmosferă și mai minunată. Setăm lampa pe lumină caldă. Și cu asta am încheiat vlogul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați o apreciere pentru că m-ar motiva super mult să mai postez și alte clipuri. Și ne revedem pe YouTube probabil în câteva zile sau peste săptămână.